Leu, pentru că nu poate să fie niciodată mai bine decât este acum, cu soarele în Leu, Mercur care intră și el în Leu, așa că chiar dacă mai suntem tensionați și ușor sensibili astăzi, se anunță lucruri minunate și nu doar pentru lei. Așa cum vă spuneam, azi e foarte posibil să preferăm totuși să stăm departe de restul lumii și să fim hipersensibili, dar nu va dura mult. Partea bună a acestei zile este că avem șansa unor câștiguri materiale, iar cei care își doresc faimă să se bucure de momentul lor de glorie. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Chiar dacă azi nu ai o energie debordantă, de mâine revii în forță în mijlocul acțiunii. Financiar vorbind, nu te vei lăsa până nu îți vei atinge obiectivele stabilite și încă de la prima oră a dimineții ai câteva idei ingenioase care să te propulseze într-acolo. Taur. Probabil a trecut ceva timp de când nu te-ai mai bucurat cu toată inima de timpul petrecut alături de familie. În plus, azi îi vei copleși cu generozitatea ta, iar alți nativi iau acum în calcul să cumpere o casă sau să o îmbunătățească pe cea actuală. Gemeni. A fost o perioadă lungă în care farmecul tău personal a funcționat ca un magnet. De aici încolo, atenția ta se mută pe finanțe și pe stabilitate financiară. În cazul în care dorințele îți vor fi refuzate, încearcă să nu pui la suflet. Rac. Dacă nu ești atent, preiei stările celor din jur și apoi nu înțelegi de ce totul pare sumbru, când în realitate ai motive întemeiate să fii fericit. De asemenea, pune mare accent pe igienă, deoarece există o predispoziție pentru infecții. Leu. Urmează câteva săptămâni în care subiectul tău preferat de conversație vei fi chiar tu. Totul se va învârti în jurul tău și așa cum este de așteptat, nu toată lumea va fi încântată. Azi, mai mult ca sigur, vei analiza cât de profitabile sunt investițiile din ultima vreme. Fecioară. Vei încerca să înțelegi cum gândește partenerul, dar fără prea mare succes. În plus, poți deveni teribil de suspicios, așa că nu este o zi bună să te încrezi 100% în intuiție. Balanță. Poate că te tentează gândul să te angajezi în altă parte, la fel cum este posibil să-ți schimbi atitudinea față de colegi și să devii mai empatic. O călătorie pe apă sau chiar o plimbare cu hidrobicicleta te-ar ajuta să te relaxezi. Scorpion. Vei căuta compania oamenilor creativi care să te inspire și te vei prinde chiar și în jocurile copiilor. Pe plan profesional, ideile tale vor stârni interesul unor persoane importante. Săgetător. Azi, familia este pe lista de priorități, mai ales că te poți aștepta ca rudele să-ți dea ceva bătăi de cap. În cazul în care vrei să te muți, îți recomand să nu te întinzi mai mult decât îți este plapuma. Capricorn, banii, dar și viața ta intimă devin acum subiecte fierbinți. Ești destul de subiectiv, așa că nu ar strica să lași concluziile pe altă dată. Vărsător. În cazul în care colaborezi cu cineva pe aceeași lungime de undă cu tine, lucrurile vor merge strună. În caz contrar, spiritele se pot încinge de la chestiuni bănești, mai ales dacă nepăsarea ta afectează veniturile altcuiva. Pești. Deși e greu să îți ajungă cineva la suflet și în general păstrezi distanța, în următoarea perioadă le vei permite colegilor să se apropie mai mult de tine. Este esențial însă să fii înconjurat de oameni optimiști și să eviți să te simți vinovat din orice. Acesta a fost horoscopul, să aveți o zi strălucitoare, așa ca un leu.